iată, Tănase șutează, Hăisan apără, însă a intrat în careu înainte ca Tănase să atingă mingea, a intrat Tatu. De la margine sau după faze fixe, lovituri libere. Stăniști au ieșit mult mai bine din astfel de situații decât jucătorii lui Ionuț Popa. Gabi Matei scapă de adversar, iată-l acum pe Bănel Nicoliță, o centrare, Costea, Tatu își face mingea, trage Tatu și înscrie cu un șut la vinclu. Steaua până acum în campionat, ambele marcate de același jucător, Leandro Tatu. Da, și o execuție pretențioasă a lui Tatu, defensiva Miovenului îngenunchiată de acest fotbalist adus din campionatul Portugaliei, un brazilian care până acum confirmă la Steaua un gol venit cum nu se poate mai bine, în ultimul minut al primei reprize. Costea se implică în această acțiune și Tatu prinde un șut cu stângul foarte bun. Încă o dată centrarea lui Bănel Nicoliță. Mihai Costea agață mingea, este talonat de Miulescu. Tatu se așează bine pentru acest șut dintr-o poziție destul de dificilă și trimite puternic sub bară. Da, nicio șansă pentru Hăisan. Bine pasat. Meciul are din nou momente strălucitoare. Se joacă pe contre, pentru că spre lauda ei CSM Ioveni nu refuză lupta, iese, încearcă să egaleze. Iată pe Latovlevic, intrat în careu, centrarea lui Latovlevic, cred că este offside, nu este offside, este gol, o reluare splendidă, minunată a lui Tatu și Mihai Costea înscrie pentru 2-0. Debut Tatu, marchează la debut și Mihai Costea după o cursă excepțională a lui Latovlevic. Este începutul de care avea nevoie Mihai Costea. Hai să vedem faza. Devierea lui Tatu. Nu, cred că n-a atins mingea Tatu. Pentru că dacă ar fi atins-o ar fi fost offside. N-a atins-o și golul lui Costea este valabil 100%. Foarte bună centrala lui Latovlevic, bună idee lui Tatu. Începutul și Steaua niciun. Da, dar mai sunt 9, știi, care poate că sunt cam obosiți. Foarte bună pasa cu pieptul la lui Tatu. Din nou Costea trage bară și mingea se plimbă pe linia porții. Aplauze pentru Costea. Asta în bară, ghinion pentru Mihai Costea, ar fi reușit dubla. Schimbare la Steaua, iese Gabi Matei. Da, interesantă schimbare, trece Bănel. Matovlevic controlează precis acest balon. Tănase, da, se întoarce. Are frâne bune Tănase, iată-l pe Brandan, superioritate numerică a steliștilor. Brandan, pasă pentru Tănase, nu e offside și e 3-0! Tănase nu scrie din penalti, dar face 3-0 pentru Steaua. Îngenunchind formația lui Ionuț Popa. Ce entuziasm aici la Constanța. Ia să vedem pasa. Da, foarte bun, a dat-o la momentul potrivit. Brandan a fost omul cu pasa. Dacă mai întârzia, să știu, o zecime de secundă, Tănase ar fi fost în offside. Era târziu. Și Tănase aici, ajungând acest balon pe care îl plasează elegant pe lângă Hăisan, iată mingea cu efect, a fost trimisă cu exteriorul, puțin cu exteriorul, efect favorabil. Și Tănase înscrie un gol de care iarăși avea mare nevoie. Revine moralul după penaltiul. Iar Latovlevic, foarte bine lăsat această minge de Rusescu. Rusescu rămâne la minge. Rusescu îl execută pe Hăisan. 4-0. CSM Ioveni în genunchi. Într-adevăr, n-a rezistat din punct de vedere fizic acestui final. Contează Rusescu. Da, e o victorie categorică a Stelei care dă moral acestei echipe prăbușită după egalul din prima etapă.
O echipă ce părea a fi debusolată, într-o degringoladă totală. Am avut impresia că l-au lovit în mână mingea pe Rusescu. Da. Da, aici păcălit. Sau n-a văzut, cred că Islan Kovács. Nu, sau poate că a văzut și a considerat că Herțul este... Da, nu prea avea ce să caute. Este involuntar. Este involuntar. Să știi că Gibril Sissé a dat un gol aproape identic într-o Supercupa Europei, Liverpool CSKA Moscova.